Direcția mea! Să trăiți! Cu prilejul Zilei Marinei Române a devenit deja o tradiție ca marinarii militari să primească la ei acasă, în porturile militare, vizitatori interesați de navele militare, de tehnică, armamentul și echipamentele de la bordul navelor. Astfel, sâmbătă, 9 august, a fost organizată Ziua Porților Deschise. La Constanța, în portul militar, activitățile au început încă de la ora 9. Au putut fi vizitate navele militare maritime, fluviale, nava școală Mircea, submarinul Delfinul, au fost prezentate echipamente militare, tehnică și armament, iar fanfara forțelor navale și ansamblurile artistice au susținut un spectacol pentru vizitatori. Am fost prezenți la activitate și am putut afla mai multe detalii despre organizarea acestei importante manifestări. Ziua Porților Deschise în Forțele Navale, în portul militar Constanța, este o zi deosebită pentru toți marinarii, premărgător Zilei Marinei Române. În data de 15 august, când vom sărbători această sărbătoare, când avem această sărbătoare deosebită pentru toți marinarii și nu numai, am organizat cu o săptămână înainte, ca în fiecare an, Ziua Porților Deschise. Prezentăm populației civile, turiștilor, populației din Constanța și nu numai, membrilor familiilor celor peste 7.000 de marinari militari, ceea ce facem în timpul anului de instrucție. Avem în această expoziție majoritatea navelor reprezentate din cadrul forțelor navale, tehnica și armamentul, expozițiile interactive care le puteți observa în portul militar de-a lungul întregii zile. Sunt la expoziție fregatele din cadrul forțelor navale, corvetele, dragoarele, puitoarele de mine, navele purtătoare de rachete, de la Dunăre de asemenea avem monitorul și vedeta blindată. Tot în această zi deosebită, pe molul Danei Pasageri se află deschis publicului larg bricul Mircea. Este un element de noutate ca să aducem în fața turiștilor și a populației civile aceste aspecte din viața noastră de zi cu zi. Lângă el un alt velier civil de data aceasta, din afara forțelor navale, adornat. Ca un element deosebit interesant pentru publicul larg, în cadrul expoziției poate fi vizitat și submarinul Delfinul. Sunt deschise către vizită toate aceste nave, toate aceste expoziții de tehnică și de armament, toate atelierele interactive care le puteți observa. Suntem bucuroși că în anul de instrucție 2013, de exemplu, anul trecut când am organizat aceeași activitate, peste 12.000 de cetățeni ai orașului Constanța, turiști din România, au venit să ne viziteze și sperăm ca în această zi frumoasă să avem un număr crescut, o afluență deosebită din partea tuturor, astfel încât să putem contribui cu puțin la creșterea conștiinței maritime a cetățenilor României, a populației Constanței. Prezent la Ziua Porților Deschise de la Constanța a fost și ministrul Apărării Naționale, domnul Mircea Dușa, însoțit de șeful statului major al Forței Navale, domnul contramiral dr. Alexandru Mârșu.
în toate bazele noastre, și la Mangalia, și la Constanța, și la Brăila, și la Tulcea, organizăm astăzi Ziua Porților Deschise pentru a prezenta publicului dotarea din, pe care o au forțele navale române. Sigur că atunci când vorbim de Ziua Marinei, vorbim mai de Ziua Marinei Militare, vorbim de Ziua Marinei, sunt și nave civile, am înțeles, în portul civil și sunt și foarte mulți turiști, am înțeles, pe litoral. Până la ora 18 avem bazele deschise și turiștii au ocazia să viziteze porturile navale și dotarea pe care o au forțele navale române. Aici e una din curiozități, un elicopter dotat navalizat. Primul deja este modernizat conform cerințelor pentru a îndeplini misiuni pe fregate și pe mare. Cel pe care l-am expus aici este în curs de modernizare și urmează ca până la sfârșitul anului să fie dotat cu tot ce este necesar pentru a îndeplini misiuni pe mare. Sâmbătă, 9 august, navele militare din portul Mangalia s-au gătit în haine de sărbătoare și s-au deschis porțile spre a fi vizitate. Sobre și ușor distante, prin griul specific și locația cam ascunsă a portului militar, navele au fost asaltate de vizitatori. Mangalioți, dar și foarte mulți turiști, au petrecut câteva ore printre marinari și jocurile specifice acestora.